Astăzi vreau să vă prezint o pompă submersibilă, achiziționată dintr-un târg la prețul de 250 de lei. Asta este cutia. Este o pompă de 1,5 kW. Are undeva la 10 metri cub pe oră. Rămâne de văzut câtă presiune poate să facă. Eu am nevoie pentru această suprafață, care este undeva la 3000 de metri pătrați. Am nevoie să irig prin picurare această suprafață. Până în momentul de față am udat cu această pompă de și motor de suprafață. La momentul actual am decis să renunț pentru un moment, sau cel puțin să o țin de rezervă și să trec pe sistem de pompă submersibilă. Am făcut această fântână ca să îmi permită să pot să bag această submersibilă în fântână și urmează să vedem ce poate să facă, dacă este destul de bună. Personal am încercat mai multe pompe submersibile, chiar și la 1000 de lei. Din păcate nu am avut rezultatele sperate. Rămâne să încercăm și tipul acesta de pompă. În trecut am încercat pompe la 200-250 de lei, care mi-au întrecut așteptările, sincer să vă spun. La modul că pe instalație de picurare ai nevoie și de debit și de presiune. Am încercat, așa cum v-am zis, pompe la 700, 800, 1000 de lei. De cum le instalam în fântână și porneam, imediat îmi dădeam seama de cum arunca jetul de apă de pe țeavă. Aici avem, avantajul este că putem să ne prindem direct cu Fi50, o să ne prindem cu PEU de Fi50, destul de bun debitul la Fi50 și urmează să vedem cum se comportă instalată în acest puț. Scurt băgăm ștechirul în priză și trebuie să auzim dacă motorul funcționează. Am continuat lucrările la instalarea pompei submersibile. Am finalizat. Aici am instalat pompa submersibilă prezentată mai devreme. Iar aici este motorul care l-am folosit până în acest moment. L-am conectat și pe acesta prin acest steu la coloana de picurare. Aici am doi robineți. Acest robinet merge spre două solare și o parcelă de căpșuni. Acest robinet. Iar acest robinet merge spre un teren undeva la 3000 de metri pătrați. Este cultivat cartofi în acest moment. O să băgăm pompa, o să alimentăm pompa cu energie electrică, o să vă arăt cam cu câte picurători funcționează. Acest robinet l-am instalat în cazul în care vreau să funcționez cu al doilea motor. Închid acest robinet ca să preîntâmpin apa care vine de la motor să nu se scurgă în fântână prin submersibil. Am dat drumul, o să închidem robinetul pentru coloana care merge în solar. Nu avem nevoie să o dăm acolo. Și aici a rămas doar robinetul deschis pentru această parcelă de 3000 de metri pătrați. În acest moment funcționez cu undeva la 45 de benzi de picurare, care au lungimea de 50 de metri. 50 de metri până unde se vede pe filmare în acest moment, sunt 50 de metri,
iar pompa merge cu aproximativ 45 de benzi ca să meargă în condiții foarte bune, să aibă presiune și să umfle benzile de picurare. Toată parcela o aud undeva din două bucăți ca să am suficientă presiune. Vreau să vă arăt și presiunea, uitați pe primul robinet aici ce presiune avem. Încă nu s-a umplut coloana suficient. Am pus aici capac ca să protejăm copiii, avem copii mici și să nu se întâmple nimic rău, am pus acest capac cu lacăt. Am levurat submersibila cu această sârmă mai groasă, oțelită și galvanizată. Nu prea avem ce să lucrăm aici. În cazul în care vrem să funcționăm cu cel de-al doilea motor, oprim pompa aceasta, închidem acest robinet ca să nu ne vină apa înapoi în submersibilă și să se scurgă în fântână. Acesta l-am legat la împământare, am făcut aici o împământare serioasă. L-am legat acolo prin acel șurub. Pompa submersibilă care ați văzut-o mai devreme are debit mai mare decât acesta. Ambele consumă undeva la 1,5 kW și acest motor cu pompă aici pe el 1,5 kW și submersibila la fel 1,5 kW.